Bine v-am regăsit, iubiți telespectatori, și slavă lui Dumnezeu pentru toate! Dumnezeu ne-a creat pentru a ne sfinți viața și a moșteni raiul. Putea, bineînțeles, să ne creeze direct, ca pe îngeri, în raiul său. Dar a ales ca pe îngeri să-i creeze în proximitatea raiului, adică în cer, și pe noi să ne creeze pe pământ, și atât îngerii cât și noi să trecem printr-o serie de lecții, printr-o probă de acceptare în rai. De ce? Pentru ca să nu pătrundem acolo, să nu fim așezați acolo pur și simplu așa ca pe niște roboți sau ca pe niște oameni care n-au niciun merit, ca pe niște ființe care nu au absolut niciun merit. Și astfel îngerii au avut testul lor, testele lor multiple, dintre care am văzut noi și știm din Sfânta Scriptură doar finalul lor, acela în care Lucifer, unul dintre arhangheli, a comandat celor care erau de un gând cu el să se îndepărteze de Dumnezeu și să se întoarcă împotriva Creatorului, iar ceilalți au avut de ales dacă să rămână cu Dumnezeu sau dacă să-l urmeze pe Lucifer. Și la solicitarea Sfântului Arhanghel Mihail să stăm bine, să stăm cu frică și să luăm aminte ce avem de făcut, toți ceilalți îngeri și-au întărit credința în Dumnezeu, iar cei care l-au urmat pe Lucifer și-au întărit necredința în Dumnezeu. Și-au întărit răzvrătirea față de Dumnezeu. Și astfel s-au transformat în diavoli. În același fel și noi, pe pământ, avem de trecut astfel de teste. Nu pentru că nu le-ar cunoaște Dumnezeu rezultatul, ci pentru ca noi să ne dăm seama cât de credincioși suntem și astfel să reglăm această situație mult mai bine. Adică dacă suntem credincioși, să devenim foarte credincioși, și dacă nu suntem credincioși, avem ocazia să devenim credincioși sau să rămânem necredincioși. Și rezultatul va fi acela că pe cei credincioși Dumnezeu îi va primi în raiul său, iar pe cei necredincioși îi va lăsa după voia lor în jurisdicția, ca să zicem așa, cu un termen poate prea pretențios, în preajma diavolilor, și anume în iad. Nu înseamnă automat că orice om credincios, orice om care crede în Dumnezeu și ajunge în rai. Pentru că credința este necesar să fie dovedită prin viață, printr-o viață trăită într-un mod credincios, gândind lucruri frumoase, gândind numai lucruri care țin de Dumnezeu și de o viață cu obraz, vorbind lucruri așezate și fără prostii, fără glume urâte și fără înjurături, și respectiv făcând numai lucrurile care nu aduc o supărare lui Dumnezeu sau aproape lui. Astfel dovedim că această credință pe care spunem majoritatea dintre noi că o avem în suflet, este și
în realitatea vieții noastre de zi cu zi. Și în acest context ne ajută foarte mult rugăciunea, convorbirea cu Dumnezeu. Aceasta este rugăciunea. Să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Așa cum mulți stau de vorbă cu mintea lor. Și se gândesc, ce voi face astăzi, cum voi face, unde să mă duc, de ce să fac asta, cum să fac asta. Ia uite ce face ala, ia uite ceva. Adică stau de vorbă cu ei înșiși. Alții stau de vorbă cu tot felul de zeități, cu tot felul de puteri, cu tot felul de idei chiar personificate și care nu sunt altceva, toate la un loc, decât diavol mascați, și astfel ajung la tot felul de concluzii, unele bune, pentru că diavolul este foarte viclean și el întotdeauna prezintă binele la suprafață și răul în interior, adică întotdeauna maschează viclenia lui cu bunăvoință, dar cel mai potrivit este să stăm de vorbă cu Creatorul. E ca și cum am avea o mașină și pentru orice nevoie am avea posibilitatea să apelăm fabricantul. Și să-i spunem, uite, mi-a apărut pe bord nu știu ce semn. Nu să apelăm un mecanic sau un prieten. Nu, să apelăm direct fabricantul. Aceasta este rugăciunea. O convorbire permanentă cu Făcătorul Lumii, cu Creatorul nostru și al întregului Univers și de dincolo de Univers. Este minunat să poți să stai de vorbă în fiecare zi, în fiecare clipă, cu Cel care știe tot, cu Cel care poate tot și cu Cel care vrea tot binele. Și în acest sens și viața noastră se conturează într-un mod frumos. Ca să ne dăm seama însă că ceea ce înțelegem din convorbirea cu Dumnezeu este corect, ne-a lăsat Dumnezeu câteva instrumente. Ne-a lăsat Biblia, cuvântul său scris, inspirat către diversi autori. Din Biblie, noi vorbind în această rubrică despre psaltire, ne-a lăsat biserica sa și pe oamenii săi deosebiți, pornind de la Sfinții Apostoli până la Sfinții zilelor noastre. Și bineînțeles că în biserică ne-a lăsat și Sfintele Taine, cele 7 Sfinte Taine, prin care noi să ne sfințim viața, să ne curățăm de relele și de greșelile pe care le-am făcut sau care vin asupra noastră și să ne menținem pe calea lui Dumnezeu, pe calea mântuirii, pe calea salvării noastre din mrejele păcatelor, a poftelor, din ispitirile celui rău. Și astfel am ajuns cu explicarea noastră la psalmul 29, pe care vă rog să-mi permiteți să-l citesc din Biblia diortosită de Înalt Preasfințitul Părinte Bartolomeu Anania de la Cluj. Înălțate voi, Doamne, că Tu m-ai ridicat și n-ai făcut din mine veselia vrăjmașilor mei. Doamne, Dumnezeul meu, strigat am către Tine și Tu m-ai vindecat. Doamne, Tu mi-ai scos sufletul din iad, Tu m-ai smuls dintre cei ce se pogoară în groapă. Cântați Domnului voi cei cuvioși ai Lui și mărturisiți pomenirea sfințeniei Lui, că urgie este în mânia Lui, dar viața este vrerea Lui.
Seara-i să lași de plângere, iar dimineața de bucurie. Ziseam eu într-un belșugarea mea, în veac nu mă voi clinti. Întru voia ta, Doamne, dat-ai frumuseții mele putere, dar dacă tu ți-ai întors fața, eu m-am tulburat. Către tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga. Ce folos ai tu de sângele meu ca să mă cobor în stricăciune? Oare țărâna se va mărturisi ție? Sau ea va vesti adevărul tău? Auzit-a Domnul și m-a miluit, Domnul a fost ajutorul meu. Plânsul mi l-ai întors într-o bucurie, sacul mi l-ai rupt și cu veselie m-ai încins, pentru ca slava mea să scânte fără să-mi pară rău, Doamne Dumnezeul meu, în veac te voi lăuda. Majoritatea psalmilor au și un titlu. Și în cazul acesta, titlul este un psalm pentru sfințirea casei a lui David. Și este explicativ, deoarece ne arată momentul în care a fost scris acest psalm. A fost rostit și apoi a fost scris acest psalm. Ne arată prilejul oferit de situația vieții Sfântului Profet și Rege David de a rosti, de a cânta lui Dumnezeu acest psalm, care este o rugăciune cântată. Și avem mai multe explicații chiar pentru acest titlu, oferită nouă de către sfinții care au ajuns la o viață atât de îmbunătățită încât pot să înțeleagă lucrurile mult mai ușor decât noi, cei care trăim în tumultul vieții, cu gândul mai mult în jos decât în sus. Ei au trăit tot în tumultul vieții, tot între probleme, tot între situații, în condiții mult mai grele decât trăim noi astăzi. Ei neavând atunci electricitate, ei neavând atunci drumuri asfaltate, ei neavând atunci mașină de spălat, ei neavând atunci haine în toate magazinele, ci doar pe comandă când și cum puteau și dacă își permiteau. Ei neavând atunci alimente la toate magazinele posibile și în toate piețele, ci doar dacă produceau ceva ei sau puteau să facă schimb cu apropiații lor. Deci condițiile în care au trăit sfinții până acum 100 de ani sunt net inferioare față de condițiile noastre, a majorității dintre noi. Dar cu toate astea, ei muncind tot din greu, cum muncesc majoritatea oamenilor astăzi, reușeau să aibă mintea concentrată mai mult la Dumnezeu decât o avem noi în zilele noastre. Și de aceea au primit de la Dumnezeu insuflare mai multă, har mai mult. Și sfinții zilelor noastre fac la fel. Ei lucrează în diverse domenii. Nu numai sfinții preoți sau sfinți călugări. Nu. Inginerii, măturătorii, croitorii, muncitori, constructori, orice. Sfinții sunt din toate domeniile. Ei reușesc ca în mintea lor să nu mai aibă pauză rugăciunea, cum vorbirea cu Dumnezeu. Și pe aceștia Dumnezeu îi alege să fie apropiații lui, să fie cei cărora le împărtășește mai multe informații decât nouă tuturor. Și de la ei, de la sfinții plăcuți ai lui Dumnezeu, iată ce ni se spune despre cântarea de înnoire a casei lui David, cum este titlul acestui psalm. Se numește aici casă sufletul lui David,
fiindcă s-a făcut locuința darului prorocesc al Sfântului Duh. Iar înnoire s-a numit înnoirea sufletului, atunci când, după prea curvia cu Virsavia sau Batșeba și după omorârea lui Urie, pocăindu-se cu fierbințeală, s-a încredințat iarăși a lua prorocescul dar și a prorocit ca și mai înainte, precum tâlcuiește Sfântul Atanasie cel Mare. Iar alții numesc casă Biserica Creștinilor, iar înnoire au numit praznicul pe care îl prăznuia Ezechia în Biserica Domnului după uciderea asirienilor, care praznic pentru mărirea sa se aseamănă cu înnoirile bisericii. Drept pentru care psalmul acesta, suprascriindu-se psalm de cântare la înnoirea casei, prorocește ce cuvinte și ce laude erau de cuvință a se cânta, ori de către David, ori de către biserică, ori de către Ezechia, că la fiecare din aceștia se poate potrivi acest psalm, iar numele David trebuie a se citi separat sau deosebit, căci însemnează pe autorul psalmului. Este prin urmare vorba aici atât despre un psalm de începerea cântărilor pentru sfințirea templului pe care Sfântul David dorea să-l zidească lui Dumnezeu, sfințirea locului unde se face templul, sfințirea planurilor de ridicare a templului și sfințirea momentului de începere a lucrărilor pentru zidirea templului din Ierusalim, templu de care se face vorbire și la multe din știrile zilelor noastre, și ne explică Sfântul Vasile cel Mare, chiar mai amănunțit decât am auzit până acum, și următorul lucru. Ca să vorbim în chip figurat, construcția trupului omenesc este un fel de psaltire și un fel de instrument muzical adaptat după toate regulile muzicale pentru a aduce imne de laudă Dumnezeului nostru. Faptele care se săvârșesc prin trup și care țintesc la slăvirea lui Dumnezeu, atunci când mișcările noastre sunt în acord de săvârșit cu rațiunea, sunt în cazul acesta un fel de psalm, după cum de altfel tot ceea ce ține de contemplarea cea înaltă, ca și de teologie, este un fel de cântare. Încât psalmul este un gând plin de melodie, care vine să se atingă de un instrument într-un ritm frumos și în conformitate cu ideile cele armonice, iar cântarea este un glas plin de melodie redat în chip armonic, fără de amestecul vreunui instrument muzical. Face prin urmare asemănare Sfântul Vasile cel Mare, inspirat de Duhul Sfânt, între cântarea de psalmi și în cântarea de melodii către Dumnezeu cu trupul nostru. În momentul în care faptele vieții noastre de zi cu zi sunt în acord cu rațiunea, cu mintea cea zidită de Dumnezeu, respectiv urmăresc faptele noastre să împlinească voia lui Dumnezeu pe care o înțelegem cu mintea, în momentul acela întreaga viața noastră devine un psalm, devine o melodie armonică, da? Frumoasă față de Dumnezeu. Nu doar o cântare rostită cu buzele, ci întreaga noastră viață devine un imn către Dumnezeu. În momentul în care facem fapte bune, în momentul în care facem activități care să nu tulbure pe aproapele nostru,
și ca să nu supere nici pe Dumnezeu, ci doar activități frumoase. În momentul în care ne abținem de rele și vorbim lucruri într-un mod cinstit, nu într-un mod în care să batjocorim pe alții. Și ăsta este scopul vieții noastre ca și creștini, ca și oameni creați de Dumnezeu în general, dar și ca și creștini în mod special, de a face din viața noastră o cântare către Dumnezeu. Ori nu putem să socotim cântare către Dumnezeu în momentul în care fumăm, în momentul în care bem, în momentul în care curvim, în momentul în care înjurăm, în momentul în care ne enervăm, în momentul în care drăcuim, în momentul în care batjocorim pe alții, în momentul în care glumim tot ce ne vine la gură, în momentul în care stăm să ascultăm bârfe, în momentul în care acelea nu mai țin de Dumnezeu, țin de cel rău. Și nu mai putem să socotim viața noastră ca un imn către Dumnezeu. Ori aici este bine să ajungem să reglăm viața noastră după voia lui Dumnezeu. Este psalmul cântării. Psalmul acesta, care după titlul lui a fost făcut la inaugurarea casei, adică a templului, cuprinde în sine câteva idei. Astfel se pare că în ceea ce privește sensul cel trupesc, ideile din el erau rostite din gură în gură și armonizate pe psaltire. Încă de pe vremea lui Solomon, cu ocazia ridicării templului aceluia celebru. În ceea ce privește însă sensul cel spiritual, el voiește să arate întruparea cuvântului lui Dumnezeu și inaugurarea casei lui, construite într-un chip atât de nou și de extraordinar. Adică e vorba atât de trupul Domnului nostru Iisus Hristos, dar este vorba și de casa lui pe care ne-a lăsat-o nouă pe pământ, anume biserica lui. Căci în psalmul acesta vom găsi multe lucruri vestite ca din partea Domnului nostru. Prin casa de care este vorba aici, mai poți să înțelegi și biserica cea clădită de Domnul Hristos. După cum de altfel scrie și Sfântul Pavel în epistola către Timotei, pentru ca să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu. Iar prin inaugurarea bisericii se poate înțelege reînnoirea minții, care se face prin Duhul Sfânt în fiecare în parte dintre cei care alcătuiesc trupul bisericii Domnului Hristos. Armonia cea dumnezeiască și muzicală nu este aceea care cuprinde anumite cuvinte care ar putea înveseli auzul, ci aceea care domolește și îmblânzește duhurile cele rele, care nu lasă în pace sufletele cele lezne de a fi ispitite. Ne aducem aminte de faptul că Sfântul David a fost chemat pentru prima dată la reședința regelui evreilor, la curtea lui Saul, în momentul în care acesta era tulburat. Am spune noi astăzi că era în depresie și avea tot felul de vise și avea tot felul de impresii care îl dădeau peste cap, îl făceau să fie nervos, fie foarte supărat. Și atunci au căutat tot felul de muzicanți, tot felul de oameni care să înveselească pe regele Saul. Și dintre toți, cel mai mult i-a plăcut regelui de modul în care cânta copilul David din psaltire. Psaltirea care era un fel de chitară, i-am spune noi astăzi, sau mandolină, dacă vreți, un instrument încordat așa ca un arc cu o serie de coarde, mai multe sau mai puține, în funcție de zona în care era el făcut.
Și astfel, cântarea din psaltire se asemănă foarte mult cu cântarea de chitară, dar cel mai mult cu cântarea de harfă. Era așa duioasă, era așa plăcută, era așa liniștitoare. Și aceasta îl liniștea pe regele Saul. Astfel și cântarea bisericească are scopul ei principal, aceea de a ne face să îi vorbim mai ușor lui Dumnezeu despre problemele noastre, să îl încântăm pe Dumnezeu și totodată ne ajută pe noi să intrăm în ritmul rugăciunii, în ritmul convorbirii cu Dumnezeu. De aceea, în biserică se execută cântare, mai ales de glas, pentru că cântarea de instrument, mai ales când sunt mai multe instrumente, atrage mai mult atenția asupra instrumentelor decât asupra textului. Și de aceea în Biserica Ortodoxă instrumentele nu sunt folosite. Dar în ceea ce privește psalmul la care suntem, psalmul 29, iată se face asemănarea între cântarea de psalmi la zidirea templului din Ierusalim și rugăciunea permanentă pe care este bine să o rostim drept un in către Dumnezeu pentru înnoirea casei sufletului nostru. Trupul nostru, spune Sfântul Apostol Pavel, este templu al Duhului Sfânt. Este biserica Duhului Sfânt. De aceea nu este indiferent cum ne purtăm cu trupul nostru, nu este indiferent ce gesticulăm, nu este indiferent cum ne uităm, nu este indiferent cum ne împodobim, nu este indiferent cum ne facem freza sau cum ne machiem. Totul ține de un respect pe care este necesar să-l aducem templului Duhului Sfânt, care este trupul nostru. Și respectiv, în mod indirect, astfel aducem respect prin purtarea cuvincioasă față de trupul nostru lui Dumnezeu cel care l-a creat. Dacă noi ne prezentăm într-un mod aiurea sau ne punem tot felul de cercei în 1000 de locuri, ne tatuăm și ne vopsim în 1000 de culori, dacă noi ne împudrăm în fel și chip, sau dacă ne purtăm numai cu haine rupte, cum ar fi moda în zilele noastre, sau cu haine foarte decoltate, sau cu haine care conțin tot felul de texte urâte sau de imagini ciudate, în momentul acela noi folosim greșit templul pe care ni l-a dat Duhul Sfânt, trupul nostru. Folosim într-un mod nepotrivit și de aceea devine păcată orice atingere aducem trupului nostru într-un mod care nu ține de învățătura lui Dumnezeu. Și intrând acum mai în amănuntul acestui psalm, iată ce ar însemna versetele sale. Înălțate voi, Doamne, că m-ai ridicat pe mine și nu ai veselit pe vrăjmașii mei asupra mea. Înălțate voi, Doamne, este ca și cum îi spune psalmistul David lui Dumnezeu, îți mulțumesc, Doamne. Pentru că acesta este mesajul psalmistului. Doamne, îți mulțumesc că ai avut grijă de mine și nu m-ai lăsat pradă dușmanilor mei. Atât diavolului, cât și oamenilor influențați de diavol, oamenilor răi.
Cum poate zmerit un om să înalțe pe Domnul cel înalt? Cu adevărat, în niciun chip, fără numai a-l mărturisi înalt. Căci astfel mărește omul pe Dumnezeu, fiindcă cugetă că Dumnezeu este prea mare, precum dimpotrivă zmerește și micșorează pe Dumnezeu cel ce gândește și vorbește despre el înțelesuri și cuvinte mici și fără valoare. Însă a zis, mai ridicat în loc de mai zmerit și mai ușurat pe mine cel ce eram doborât de păcat, ridicându-mă cu mâna ajutorul tău. În momentul în care facem o greșeală și ne dăm seama de ea, în momentul în care pierdem un lucru și ne dăm seama cât de valoros era pentru noi, chiar dacă valoarea lui monetară nu este mare, dar poate să fie un lucru de suflet, dar pe care până atunci îl băgam în orice buzunar sau îl lăsam pe o temeriunde. În momentul acela ne dăm seama cât am greșit, ne dăm seama cât timp am pierdut, ne dăm seama cât am fost de neglijenți, ne dăm seama că nu am acordat suficientă atenție aspectului respectiv. Și Dumnezeu, în marea sa dragoste, în marea sa milă, în marea sa bucurie, ne ridică. Adică ne zice, lasă-l, nu-i nicio problemă, îl putem reface. Ridică-te, ieși din starea aceea grea, ieși din starea aceea rea, eu te iert, dar de acum să nu mai greșești. Dar de acum pune-te în ordine. Dar de acum fii atent, dar de acum priveghează și te roagă. Dar de acum fii creștin adevărat. Doamne Dumnezeul meu, strigat am către tine că m-ai vindecat. M-ai vindecat, Doamne, zice, nu la multă vreme după păcat. Adică mi-ai iertat păcatul și m-ai ajutat să trec peste greșeala respectivă și peste consecințele ei. Pentru că David zicând, am greșit, Dumnezeul meu, așa cum mă mărturisește și în cartea Doi împărați sau doi regi, 12 cu 12, îndată a auzit de la Natan, de la prorocul lui Dumnezeu, că și Domnul a ridicat păcatul tău. Adică este foarte necesar ca noi să ne recunoaștem greșelile. Nu să zicem, am greșit, dar celălalt m-a provocat. Sau oi fi greșit, cum zic mulți. Oi fi greșit, ca și cum n-am greșit, dar zic așa ca să treacă momentul. Sau cum mai spun alții, eu nu mi-aduc aminte să fi greșit, dar dacă am greșit, asta e, tot omul mai greșește. Sunt și acestea un fel de a recunoaște o greșeală, dar sunt prin învăluire, așa, mai pe departe. Ceea ce vrea Dumnezeu de la noi este exact cum face și Sfântul David aici. Își recunoaște greșeala foarte direct și foarte clar. Ca să ne putem da seama de greșeli, în biserică există acum și îndreptare de spovedanie. Adică există o cărțulie cu multe întrebări de unde noi ne putem da seama ce greșeli am făcut. Nu numai acum, în ultima perioadă, ci de când ne știm. De la 3-4 ani, de când ne aducem noi aminte de activități pe care le-am făcut. Pentru că chiar dacă atunci greșelile noastre nu erau grave, totuși erau niște greșeli. Nu pot fi acuzate acelea la nivelul celor de acum. Dar este bine și de acelea să scăpăm și pe acelea să le recunoaștem. Da, uite că eram mic, poate zgâriam, poate puneam piedică, poate furam nu știu ce lucruri, la cum e acum, nuci, mere, știu eu, prune,
și alte minunății de sezon, sau flori, sau da, câți poate băieți care au vrut să dea o floare la o fată, n-au avut bani să-i cumpere și atunci au furat o floare, n-au așteptat să ceară o floare de la vecina. Și așa mai departe. Sunt greșeli mărunte, dar care se pot aduna. Și atunci de ce să le lăsăm în viața noastră? Plus greșelile mai mari din copilărie, apoi din adolescență, din tinerețe și din viața adultă. Dar ca să ne putem aduce aminte de ele, există și acest îndreptar de spovedanie pe care îl putem căuta la biserici și odată citit în taină, adică separat de ceilalți ai casei, separat de prieteni și de prietene, să vedem din el ce ne aducem aminte că am făcut, ce ne aducem aminte că am gândit greșit, ce ne aducem aminte că am vorbit greșit. Și cel mai bine este să trecem pe o foaie lucrurile pe care ni le aducem aminte și când mergem la spovedit, la preot, să avem lista pregătită ca la piață. Și astfel spovedania nici nu ține foarte mult, dar și noi ne putem spovedi, ne putem mărturisi ca și Sfântul David într-un mod complet. Nu doar lui Dumnezeu să-i spunem în mod direct, pentru că noi n-am greșit lucrurile doar în fața lui Dumnezeu. Noi am greșit lucrurile și în fața oamenilor. Și pentru că am greșit lucrurile și în fața oamenilor, de aceea Dumnezeu a rânduit ca spovedania, mărturisirea păcatelor să se facă și în fața unui om care are educația necesară, pregătirea necesară pentru a ne asculta și sfătui cum să ne îndreptăm și să nu mai săvârșim acele greșeli. Și aici vine rolul deosebit pe care îl are preotul în biserică, acela de a reprezenta pe oameni în fața lui Dumnezeu și de a reprezenta pe Dumnezeu în fața oamenilor la acest nivel. La acest nivel de om creat cu putere specială de la Dumnezeu dată spre a ierta păcatele. Preotul nu este Dumnezeu, nu îl înlocuiește pe Dumnezeu, preotul nu schimbă voia lui Dumnezeu, ci preotul doar ajută pe credincios să-și îndrepte viața și astfel omul își poate mărturisi păcatele în fața unui om care are un har deosebit și prin acest har Dumnezeu dă iertarea păcatelor omului. Nu preotul iartă păcatele. Preotul poate doar să roage pe Dumnezeu să ierte păcatele. Pentru că preotul nu are el putere de la sine. Puterea pe care o are preotul este de la Dumnezeu. Prin apostol și apoi prin episcopi dată lui. Și de aceea foarte important este să ne spovedim și nu rar, ci regulat. Rânduiala bisericii spune măcar în cele 4 posturi de peste an, da? La nașterea Domnului, la învierea Domnului, la Sfinții Petru și Pavel și la adormirea Maicii Domnului, bineînțeles, mai în timpul postului, nu atunci în pragul sărbătorilor. Și respectiv este bine să ne mărturisim chiar de mai multe ori pe an, pentru că de la un post la altul sunt aproape 3 luni, ori în 3 luni câte nu se petrec, vedem la sfârșitul săptămânii că ni se pare că în săptămâna aia s-au întâmplat așa de multe lucruri și în lume, dar și în viața noastră, încât am obosit într-o săptămână, dar mi-te în 3 luni. Deci cât de multe lucruri nu se petrec și pe unele le gestionăm bine, pe unele le gestionăm mai puțin bine,
Și de aceea este bine să mergem să ne mărturisim, să ne spovedim mai des. Că la 40 de zile, că la o lună, că la două săptămâni, fiecare credincios cu preotul său pe care îl alege să se spovedească, stabilesc de comun acord ritmul necesar în funcție de tumultul vieții. Doamne, m-ai scos din, ai scos din iad sufletul meu, mântuitul mai de cei ce se pogoară în groapă. De se va înțelege zicerea aceasta pentru David și pentru biserică, însemnează că Dumnezeu a slobozit sufletul lui David și al credincioșilor săi din întunericul păcatului. Este o trimitere aici, atât la faptul că Sfântul David conștientizează că păcatele pe care le făcuse erau vrednice de a-l trimite în iad, dar și la faptul că Domnul nostru Iisus Hristos la înviere, la pogorârea în ea și apoi la învierea sa, adică în Sâmbăta Mare și în Duminica Mare, a scos din iad sufletele tuturor drepților Vechiului Testament, care nu puteau trece direct în rai în momentul în care au murit, deoarece porțile iadului prin păcatul lui Adam fuseseră închise. Porțile raiului prin păcatul lui Adam fuseseră închise și astfel nu se mai putea intra direct. Numai Mântuitorul a putut să treacă din nou prin ele și odată cu el și drepții Vechiului Testament, între care și Sfântul David și apoi toți Sfinții Bisericii, toți oamenii care au ajuns la desăvârșire, și nădăjduim ca să ajungem și noi, cei de astăzi, cât mai mulți în Raiul lui Dumnezeu. Se zice aceasta și pentru stricarea și zdrobirea iadului și pentru slobozirea sufletelor din iad pe care a făcut-o Domnul Hristos. De se va înțelege și pentru Ezechia, cuvântul va arăta aceea că Dumnezeu l-a slobozit pe el din întunericul robiei care pricinuiește sufletul întunecare și întristare. În momentul în care cineva are o patimă sau are plăcere deosebită, în momentul acela el devine rob al patimii sau al plăcerii acelea. Face aproape orice pentru acea patimă și pentru pentru acea plăcere pe care o are. Și de aceea omul devine robul patimii, rob al diavolului prin patima respectivă. În momentul în care începem să ne rugăm lui Dumnezeu, chiar și cu Doamne, iartă-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, nu mă lăsa, cu rugăciuni foarte scurte, apoi și cu rugăciuni mai lungi, Înger, Îngerașul meu, Doamne, Doamne, Ceresc, Tată, din copilărie, Tatăl nostru, Crezul, fiecare ce poate și cum poate, cuvine-se cu adevărat, Psalmul 50, oricine, orice rugăciune poate să spună sau să citească dintr-o cărticică de rugăciuni, în momentul acela sufletul și trupul începe ușor, ușor să se desprindă de acea poftă și de acea patimă. Dar dacă noi nu facem nimic, mai greu există vindecare, ca să nu zic că nu prea se poate ajunge la vindecare. Mântuitul mai de cei ce se pogoară în groapă. M-ai mântuit, Doamne, de cei ce se pogoară în primejdie. De asemenea, și groapa este primejdia cea sufletească, adică cursele pe care tot timpul ni le întinde diavolul în stânga și în dreapta și pe care noi este bine să le evităm. Da? Ne sună cineva să mergem la nu știu ce petrecere sau să facem nu știu ce lucru care nu-i place lui Dumnezeu. Să furăm sau să mințim că uite am fost colo, dar tu să zici că am fost dincolo sau tot felul de lucruri care se pot întâmpla, noi să evităm toate aceste curse chiar dacă nu ne mai plac oamenii. Important e să ne placă Dumnezeu, nu oamenii. Pentru că oamenii suntem limitați.
Noi nu putem să mântuim în rai. Numai Dumnezeu poate să ne mântuiască în rai. Iar de se va înțelege după Ezechia. Ezechia este profetul care a însoțit pe evrei în robia babilonică. Groapă este primejdia cea trupească, pentru că au fost arestați și duși în robie. Trebuie însă a ști că nu toate urmările zicerii se potrivesc lui David și lui Ezechia, ci numai unele, pentru că de multe ori cuvintele prorocilor se arată astfel, adică nu se potrivesc toate la rând la o singură persoană, ci unele se potrivesc la o persoană, altele se potrivesc la altă persoană. Prorociile sunt știri sau informații sau prevestiri inspirate de Dumnezeu sfinților săi proroci, care privesc atât persoane singulare, cât și grupuri, dar și pe toată omenirea. De aceea nu este bine să ne grăbim să le înțelegem. Până nu verificăm și nu vedem în context cum a spus și celălalt profet și celălalt profet și toate să se potrivească, atunci nu este bine să interpretăm, pentru că dacă interpretăm rapid, după cum ne vine gândul fără să mai verificăm în stânga și în dreapta, atunci putem să greșim interpretarea și să înțelegem lucruri total neadevărate. Cântați Domnului cei cuvioși ai Lui și vă mărturisiți pomenirii sfințeniei Lui. Cântarea cea mai plăcută către Dumnezeu sau rugăciunea cea mai plăcută către Dumnezeu nu poate să fie decât aceea a cuvioșilor Lui, a celora care se poartă într-un mod cuvincios, permanent. Și eu sunt bun până sunt rău. Și eu mă port frumos până mă port urât. Cei sfinți, cei cuvioși, cei desăvârșiți se poartă bine permanent. De aceea spune psalmul că este necesar ca pe lângă rugăciunea noastră personală a fiecăruia dintre noi, pe lângă rugăciunea bisericii, să facem apel la sfinții lui Dumnezeu. Exact asta spune aici acest verset 4 al psalmului 29. Cântați Domnului cei cuvioși ai Lui. De ce să cânte ei și nu noi? Pentru că aceia au trecere la Dumnezeu, mult mai ușoare decât noi. Iată aici un argument biblic, psalmic, pentru cinstirea sfinților. Cât se poate de direct și cât se poate de evident. Cântați Domnului cei cuvioși ai Lui. Cântați, zice Domnului, cuvioși, adică drepții Lui, cei îmbunătățiți ai Lui. Voi puneți o vorbă și pentru noi. Nu înseamnă că acești cuvioși îl înlocuiesc pe Dumnezeu sau că acești cuvioși sunt la fel ca Dumnezeu. Nu. Sunt doar plăcuți ai lui Dumnezeu. Sunt doar oameni care au ajuns la asemănarea cu Dumnezeu, așa cum își dorește Dumnezeu. Ne-a făcut pe noi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Chipul ni l-a dat prin creație. La asemănare este necesar să ajungem prin osteneală, prin străduința noastră de toată viața și prin harul lui Dumnezeu pe care îl primim la sfârșitul vieții, la judecată. Deci cântați Domnului cei cuvioșei Lui, sfinții Lui, desăvârșiții Lui, prietenii Lui și rugați-vă și pentru noi și vă mărturisiți pomenirii sfințeniei Lui. Mulțumiți, zice, pomenirii sfințeniei Lui Dumnezeu, pentru că și-a adus aminte de noi, care eram uitați din pricina necurățiilor și păcatelor noastre. Bineînțeles că lui Dumnezeu nu-i face plăcere să se uite la păcatele noastre. Nu înseamnă însă că ne părăsește. Niciodată nu ne părăsește Dumnezeu. Niciodată nu pleacă de lângă noi Dumnezeu, doar că nu-i place să se uite la noi în momentul în care noi facem numai voia noastră și nu facem voia Lui.
că urgie este întru mânia lui și viață întru voia lui, seara se faselăși lui plângere, iar dimineața bucurie. Urgie este întru mânia lui și viață întru voia lui, adică Dumnezeu poate și să ne condamne la sfârșitul vieții și poate chiar și pe parcursul vieții, dacă noi trăim cu totul și cu totul aiurea față de voia lui, dar el nu dorește altceva decât să trăim într-un mod fericit. Viața este într-o voia lui. Urgia lui Dumnezeu numește aici chinul și muncirea, adică iadul, iar mânie întărâtarea, adică supărarea pe care o pricim lui Dumnezeu prin păcate. Iar înțelesul este acesta, că într-o întărâtarea lui Dumnezeu se află chinurile și muncirile, iar într-o voia lui se află viața. Adică atunci când Dumnezeu se mânie, pedepsește și chinuie ca un drept, însă ca milostiv și bun, întotdeauna voiește a milui și a face binele. Chiar dacă Dumnezeu dă o boală sau permite să se întâmple o boală sau o durere sau o moarte sau o suferință sau un accident sau un război, iată, sau catastrofă, o pandemie, oriceva în viața noastră, o permite pentru că în dreptatea lui el este necesar să și pedepsească greșelile noastre, ale întregii omeniri și ale fiecărui individ în parte, dar și ale fiecărui neam în parte, însă toate le face pentru ca atât acea persoană, cât mai ales familia acelei persoane, neamul acelei persoane, prietenii acelei persoane, să-și îndrepte viața după voia lui Dumnezeu. Trecând prin acea suferință, să-și îndrepte toate purtările după voia lui Dumnezeu mult mai bine decât au făcut-o până atunci. Și să nu cădem niciodată într-o stare de latență, într-o stare de rutină. Doar mergem la servicii, venim acasă, mai zicem o rugăciune sau nu zicem, mai facem o Sfântă Cruce sau nu o facem, vedem un film, vedem o știre, iar o luăm de la cap. Aceasta este doar rutină. Pe lângă aceasta, nu este bine întotdeauna să aranjăm ceva pe o măsuță, să mai mișcăm ceva în jurul nostru pentru ca lucrurile să fie mai frumoase, dar nu numai din punct de vedere trupesc. În felul acesta este bine, pe lângă rugăciunea pe care suntem noi obișnuiți să o zicem zilnic, să mai zicem și alta. Chiar dacă măruntă, chiar dacă mică, dar contează. Astăzi una către Sfântul Nicolae, să zicem, da? Unul din cuvioșii lui Dumnezeu. Mâine una către Măicuța Domnului. Poemine una către Sfântul Înger Păzitor. Chiar dacă mici, dar contează să fie și altceva, să ieșim din rutina aceasta și astfel sufletul nostru să se gândească mai bine la Dumnezeu. Seara se va sălășlui plângere, iar dimineața bucurie. David vrea să arate că pocăința pricinuiește iertarea păcatului, gramnică și neîndelungată, pentru că cel ce de cu seară va plânge pentru păcatele sale, dimineața se va bucura mângâindu-se cu mângâierea și cu darul Sfântului Duh. Este foarte important ce spune și Mântuitorul, să nu apună soarele peste mânia voastră. Adică, chiar dacă greșim, chiar dacă ne-am supărat de ceva, chiar dacă ne-am tulburat cu ceva, să nu lăsăm tulburarea aceea să ne cuprindă viața, ci cât de repede posibil să iertăm pe cei ce au greșit, să ne cerem și noi iertare lui Dumnezeu pentru ceea ce am greșit noi și ce au greșit și ceilalți, și astfel să fim cu gândul la soluții, nu cu gândul la probleme. Iar eu am zis într-o prisosința mea, nu mă voi clătina în veac,
Doamne, întru voia ta dă frumuseții mele putere și întorcându-ți fața ta m-am tulburat. Acest grai se zice din partea lui David și a lui Ezechia că aceștia, când se aflau în bună sporirea lor, când ne merge bine, socoteau că nu vor spori nici când în rău, adică că nu li se va întâmpla nimic rău, că prin soțința se numește stare de bogăție, iar clătinarea, scăpătarea dintr-o astfel de stare bună și tulburarea omului. În momentul în care ne merge bine, în momentul acela de cele mai multe ori și slăbim în rugăciune. Adică nu mai mergem la fel de atenți la biserică, nu mai zicem toate rugăciunile, le mai scurtăm, suntem, mai lăsăm Biblia deoparte și mai facem o pauză. De ce? Pentru că în momentul acela ne simțim bine și fără Dumnezeu. Iar în momentul în care întâmpinăm o problemă, Dumnezeu ne arată că ne iubește atât de mult încât ne scutură un pic și ne zice: hei, iar ai uitat de mine, întoarce-te, pentru ca să-ți fie bine și aici pe pământ, să-ți fie bine și în cer, îndreptează-te, că dacă nu, te vei tulbura în veac. Către tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga. La cine să apelăm? Prietenii, familia, cunoștințele, toți au putere limitată. Da, ne pot ajuta cu multe lucruri, dar viața nu depinde decât de Dumnezeu. Ce folos este întru sângele meu când mă cobor întru stricăciune? Au doară se va mărturisi ție țărâna sau va vesti adevărul tău? Sânge numește aici carnea, căci carnea nu este altceva decât sângele închegat. Ce folos este, zice, de carnea mea, care atât de mult a crescut și s-a îngroșat, de vreme ce urmează să mă cobor întru stricăciunea și întopirea cea din mormânt? Că mai bine era să nu mă fi născut, prin aceste cuvinte David nimicnicește și firea trupului omenesc, ca pe una ce este stricăcioasă și vremelnică, precum zice și în altă parte, omul s-a asemănat deșertăciunii, în Psalmul 143:4. Într-adevăr, în momentul în care avem o suferință, ne dăm seama că oricât de mult am crezut noi că putem să realizăm, boala ne arată că putem oricând să nu mai facem nimic. Auzit a Domnul și m-a miluit, Domnul a fost ajutorul meu. Primind, zice Dumnezeu, rugăciunea mea, m-a ascultat și ascultându-mă m-a miluit și miluindu-mă mi-a ajutat mie și m-a slobozit din moartea cea de atunci. Întors a suspinul meu spre bucurie mie, rupt ai sacul meu și m-ai încins cu veselie. Iată ce zice și Sfântul Simeon, nou teolog, în Filocalia 6, despre starea omului legat și de acest verset. Rupt ai sacul meu și m-ai încins cu veselie ca să cunosc slava ta și să nu mă mâhnesc. Sufletul care stăruie în alipirea de starea la starea înjosită a trupului, de sufletul care stăruie în alipirea la starea înjosită a trupului și iubește plăcerile lui și ține la slava de la oameni, adică când ținem foarte mult ca oamenii să ne vorbească numai de bine, sau chiar dacă nu le caută pe acestea, e simțitor la adierea poftei, adică cu totul nemișcat și greoi spre orice virtute și porunca lui Dumnezeu, ca unul ce e îngreuiat și înlănțuit cu putere de relele amintite, omul acesta, prin urmare, da, vorbeam ieri și cu o tânără și îmi spunea că a văzut pe TikTok foarte multe rețete, inclusiv de post, și că le-a așezat într-un folder. Și când am întrebat și dacă a văzut pe acolo lucruri care țin de virtuți sau care țin poate chiar de biserică, a spus că pe acelea nu le-a căutat. Zice, poate sunt, dar nu le-am căutat. Deci depinde foarte mult, cum zice aici Sfântul Simeon Nou Teolog, spre ce adie pofta noastră. Da?
e simțitor sufletul la adierea poftei, rămâne cu totul nemișcat și greoi spre orice virtute și porunca lui Dumnezeu. Dacă ne concentrăm doar pe unele lucruri și nu și pe cele ale lui Dumnezeu, da? Nu zice nimeni să citim doar Biblia. Foarte bine să citim și Jules Verne, să citim și cărțile autorilor moderni, atâta vreme când nu conțin înjurături și deochieturi și alte lucruri care țin de cel rău. Este foarte bine să citim și poezie, să citim și proză, să citim de toate, dar să citim și Biblia, dar să citim și psalmi, dar să citim și cărți duhovnicești. Pentru că dacă nu, atunci mintea noastră se setează să gândească fără Dumnezeu. Se obișnuiește să nu fie cu Dumnezeu. Dacă citim și dintr-o parte și din cealaltă, întotdeauna mintea noastră va face comparație între ceea ce citim și Biblie, între cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul oamenilor. Și va face diferența între ceea ce este bine și ceea ce este rău. Dar când, trezit de ostenelile nevoințelor și de lacrimile pocăinței, sufletul scutură de la sine greutatea trupului și topește în șiroaiele lacrimilor cugetul trupesc și s-a ridicat mai sus de micimea celor văzute, sufletul se împărtășește de lumina curată și se eliberează de patimile care îl tiranizează. Sfântul Simeon Noul Teolog în Filocalia 6 mărturisește acestea. Adică în momentul în care prin osteneală, zice acolo, și prin lacrimi, adică cu un pic de efort, ne depărtăm de poftele și de patimile noastre cu care ne-am obișnuit, în momentul acela putem să ne împărtășim de lumina curată și care vine de la Dumnezeu și să ne eliberăm de patimile care ne țin în robie. Și mai mult decât atât, zice în continuare psalmul la sfârșit: Doamne Dumnezeul meu, în veac mă voi mărturisi ție. Totdeauna îți voi mulțumi, Doamne. Asta spune, mă voi mărturisi ție și voi mărturisi greșelile mele și voi mărturisi neputințele mele și voi mărturisi cererile mele, dar în mod și în mod deosebit te voi lăuda, Doamne, și îți voi mulțumi ție. Pentru că rugăciunea de mulțumire și de slavă este cea mai puternică și cea mai plăcută lui Dumnezeu. Să ne binecuvinteze bunul Dumnezeu pe toți și să ne revedem cu bine.